internațional al Asociației Române de Istorie a Presei, ediția acum 2016, la care participă cercetători din domeniul științelor informării și comunicării, cadre didactice universitare și, evident, jurnaliști din peste 30 de orașe și reședințe de județ din țară și străinătate, precum Serbia, Republica Moldova și Austria. Așadar, vă doresc și vă dorim tuturor să vă simțiți confortabil la casa acestei gazde minunate, care se cheamă Filiala Timișoara, Academiei Române, precum și în capitala europeană a culturii Timișoara. Când am lansat propunerea anul trecut la Novi Sad, că acest congres se desfășoară la Timișoara, aveam în vedere ca manifestarea științifică să abordeze doar presa studențească. Tot eu mi-am spus apoi că plaja este prea îngustă și am lărgit tematica de cercetare la evantaiul publicațiilor catedre cu ținte precise spre presa cercetării, a instituțiilor educației, instrucției și formării profesionale. Dar, în cele din urmă, presa studențească, după cum veți constata, prin volumul congresului tipărit deja, înclină mult balanța în favoarea sa, context în care vă propun distinși participanți la congres, să ne amintim de anii petrecuți prin anfiteatre și laboratoare și să cinstim printr-o ținută adecvată, demnă, imnul studenției Gaudeamus Igitur. Colegul nostru Sebi, de la pupitul tehnic, va da tonul cântecului. Dobândit, evident, în favoarea noastră.
Nu putea să lipsească de la această manifestare științifică conferențarul universitar doctor abilitat, Cătălin Necuință, de la Universitatea Dunărea de Jos, din Galați, președintele Asociației Române de Istoria Presei. Fiți binevenit, domnule profesor! Totodată, cu același respect și prețuire, salutăm prezența academicianului bun Ion Otiman, președinte de onoare al filialei Timișoara Academiei Române și a celorlalți academicieni din cadrul filialei. De asemenea, a doamnei doctor Adela Popa, șef birou cultură, învățământ, minorități, sport și culte din cadrul Consiliului Județean Timiș, care prin programul Timp Cultura a depus un efort deosebit, chiar deosebit, pentru cofinanțarea acestei manifestări științifice. De asemenea, un elogiu deosebit pentru conducerea Universității Politehnică din Timișoara, cu care avem o colaborare excepțională. Mulțumim, domnule rector Florin Dragan. De Crăciun, domnule prorector Sorin Mușuroi. Pe domnul academician Dan Dubina se nevoie să-l prezint în două ipostaze astăzi. Cea prezentă de președinte al filialei Timișoara Academiei Române, iar cealaltă trecută de veteran al presei studențești. Domnia! Domnia s-a coronat într-o bună vreme în calitate de redactor șef revista Timișoreana Studențească Micron. Domnule președinte, în această dublă calitate, vă invit să, la microfon să rostiți cuvenitul cuvânt de deschidere. S-a înființat Asociația Română de Istorie a Presei. Prima, spunem, manifestare din această serie s-a organizat la Macea, arat stelul de la Macea, după care, zic, a circulat. Au fost și ediții care s-au organizat în Serbia, la Novi Sad, și apoi la Chișinău, care într-un fel sau altul, împreună cu participanți și din alte țări, a dat și această, zic eu, caracteristică de conferință internațională. Și aș vrea să vă spun că, în general, nu, fiecare dintre aceste conferințe a avut o tematică, să spun, cea de astăzi, nu, așa cum a fost anunțată și a văzut, este Catedra și publicațiile sale, presa instituțiilor educației, instrucției și formării profesionale. Cea a noua din 2016, care s-a organizat aici la noi, a avut ca tematică tradiții ale presei științifice. Și fiindcă vine vorba de
tradiția presei, am extras aici niște date foarte interesante, să spunem, despre situația presei, să spunem, în Banat, să zicem așa. Și, spre exemplu, să vedeți, nu? Deci, în perioada anilor 1771-1919, deci în Banat, erau următoarele ziare și reviste. Ziare, reviste și foi săptămânale în limba română 13, în limba germană 98, în limba maghiară 72, în limba slâmbă, deci 3. Toate acestea erau deci, săptămânale. Apoi, în alte două, trei limbi, încă 17. Primul ziar în Banat a fost în limba germană și a fost dat tiparului în 1771. Primul ziar în limba română a apărut la Oradița, în perioada 1818-1920. Să spunem, văzând aceste cifre, că nu e întâmplător că prima bibliotecă de împrumut din Imperiul Habsburgic a fost aici, la Timișoara. În perioada postbelică, evident că, deci, numerele s-au mulțit. Și, spre exemplu, în perioada 1940-1941, ziare, reviste, foi săptămânale în limba română 125, în limba germană 65, în limba maghiară 104, în limba sârbă una, bulgară una, esperanto una. Deci, cum să zic, e de înțeles, nu? De ce această temă la ediția a noua, în 2016, a fost tradiții ale presii științifice, dacă ne gândim la situația din Banat. Aș mai spune, nu? Aș mai spune și în legătură cu tema actuală, cu deci, presa instituțiilor educaționale, așa, că aici la Timișoara, în 1967-68, erau patru reviste ale celor patru universități mari ale orașului. Primul se numea, și a fost primul care a apărut în 1967, Scalpelul, era cel al medicinii. Apoi Agraria, în 69, deci a Institutului Agronomic Timișoara. Apoi Forum, revista Universității Timișoara, în 68. Și, în fine, Micron, revista Institutului Politehnic, în 68. Toate acestea se tipăreau la, deci, întreprinderea poligrafică. De exemplu, Micronul avea 10 apariții pe an și 16 pagini. În al doilea semestru, să spunem, al anului 1973, cele patru reviste au fuzionat, generând revista Forum Studențesc, coordonată, să spunem așa, de către Centrul Universitar Timișoara. După câte știu, nu cred că, exceptând Bucureștiul, au mai fost, să spunem, universități în, să zicem, alte orașe mari, universitare, în care să existe patru asemenea reviste. Sigur, ar fi mai multe de spus. Am și eu, zicem acolo, așa o contribuție și mai sunt încă vreo două. Nu știu dacă colegul Ghiță Crișan e pe aici, e acolo, să spunem așa. Și mai sunt câteva. Aveți informații multe despre presa studențească în Timișoara. Deci, în orice caz, sper că veți urmări și, cum să zic, vă va place ceea ce se va prezenta în această conferință. Am răsfoit-o. Sunt, cred,
sigur, mai urmează și e chiar acum, nu, interesă, să spunem, după această închidere. Deci, o treabă pe care ne-am străduit, domnul Cadevician, ultimii bani destui înainte, să spunem, de a ajunge eu în poziția asta, eu, de când am ajuns în ea, să facem o istorie a Banatului. Fiindcă, practic, deși pe parcurs sub timpului s-au făcut istorii, dar istorii, cum să zic eu, oarecum localizate pe anumite perioade, cu anumite specificități, și nu, să spunem, o lucrare cuprinzătoare. Aceasta care a ieșit acum și care a crescut mult, să spunem, față de ce așteptam noi, are vreo 600 de pagini, deci este un compendiu. Nădăjduim că, după, zicem noi, această reușită, se va putea procede la un tratat cu câteva moduri, deci câteva, deci volume, care să acopere mai în detaliu. Deci, fiindcă altfel, de la Griselini, în secolul XVIII, nu s-a mai scris o carte care să cuprindă, să spunem, Banatul. Vă mulțumesc și doresc să spunem, deci, o participare activă și interesată la ceea ce se va întâmpla astăzi.